faptului, pe faptul că nu se aude. Vă rog să folosiți microfonul cât mai aproape, pentru că le-am cumpărat de toate folosite. Fiecare care are intervenție să folosească microfonul. Da, mulțumesc. Bună ziua, domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, începem cu ședința de comisie. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești. Vă rog, domnule președinte, ce să pună la locul de propuneri. USR Mare propune. Din partea grupului PNR, propun pe domnul inginer Sorin Botezatu. Votul împotrivă,
Abținere. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem pentru la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuție, întrebări? Unde participați? Dacă nu sunt alte întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci o neparticipare. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul modernizare infrastructură instalație electrică Spitalul Municipal de Urgență Măinești, Port Smith, 154.527. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică. Din partea. Alte, dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Deci o neparticipare. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de parteneriat dintre Unitatea Administrativă Teritorială Municipiul Moinești și Spitalul Principal de Urgență Moinești în vederea implementării proiectului modernizare infrastructură instalație electrică Spitalul Municipal de Urgență Moinești, cod SMIS 154.527. Întrebări, discuții, Comisia de Urbanism. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem pentru la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, o neparticipare. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 145 din 17.09.2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Municipiului Moinești de Sălbatul Mateu. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în Municipiul Moinești, strada Tudor Bradinescu, bloc al 7, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dar nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Deci, o abținere. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile de uz și interes local, atestarea apartenenței acestora la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc.
Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia se ridică. Discuție, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării creșterii primii pași Băinești ca serviciu public cu personalitate juridică. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, pun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul din bătrână. Abțineri. Mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia politică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă în municipiul Moinești pentru anul 2022. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc frumos. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul unității administrative teritoriale în municipiul Moinești a programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2022. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin anile în municipiul Moinești și județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Ordinea de zi, suplimentată. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente prestărilor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală de către operatorul SC Soma SRE Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, o abținere. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 43 din 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții reabilitate poduri în municipiul Moinești.
Comisia de urbanism, cu întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de urbanism, cu întrebări. Supune proiectul la vot, cine este pentru? Domnul Dăhnac? Domnul Dăhnac, ne auziți? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Stimați colegi, ședința de comisie va sfârși, urmează ședința de plen după urmă. Prin dispoziția primarului municipiului Măinești numărul 74 din 3-a 2-a 2022 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Măinești pentru 9 februarie 2022. Vă informez că ședința este legal constituită fiind prezent un număr de 18 consilieri în sala de ședințe, domnul consilier Verde Alexandru, fiind conectat la numerele ședinței online, prin mijloace electronice. Având în vedere prevederile codului administrativ, în speță articolul 138 alineatul 15, supun plenului procesul verbal încheiat la ședința anterioară a Consiliului Local. Mai exact, procesul verbal al ședinței din 27 ianuarie 2022. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri. Cu abținere și 17 voturi pentru. Domnul consilier Dârlea. Mulțumesc. 18 voturi pentru și o abținere. A fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 27 ianuarie 2021. Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Măinești pentru o perioadă de 3 luni. Având în vedere avizele, propunerea și avizele comisiilor de specialitate, supun la vot alegerea președintelui de ședință și persoana domnului consilier să vă întreba cu proiect. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? deoarece documentația de avizare
a lucrărilor de intervenție este întocmită de către o firmă din municipiul Bacău, al cărei administrator este rugăminte. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul consilier. Deci, supunem la vot ordinea de zi, împreună cu cele două puncte de la ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2022 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2023-2025 al municipiului Moinești. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă aveți întrebări, discuții, vă rog frumos. Da, vă rog, domnul consilier. Vă mulțumesc, doamne președinte. Am analizat cu atenție bugetul de venituri și cheltuieli de anul 2022. Concluzia este preponderent pozitivă. De fapt, acest venit în buget de venituri și cheltuieli nu reprezintă altceva decât o înregistrare scriptică a veniturilor prezumate a fi încasate într-o anumită perioadă de timp și distribuirea acestora pe cheltuieli în funcție de necesitățile fiecărui domeniu de activitate, precum și de proiectele de dezvoltare și pe proiectele de dezvoltare aflate în derulare. Opinia mea că în anul 2022 vom avea o problemă mai mare decât în anul 2021 în ceea ce privește încasarea veniturilor, deoarece a scăzut puterea de cumpărare a populației, prețurile au crescut foarte mult și în același timp trebuie să ne gândim la valoarea facturilor care vor sosi, reprezentând cheltuielile cu energia, atât la primărie cât și la instituțiile subordonate, la cheltuielile cu carburantul, cu prestările de servicii și așa mai departe. Ați văzut că SOMA deja a cerut modificarea tarifelor și preconizez că și cheltuielile pe salubrizare la vis vor fi mai mari în anul 2021. Analizând bugetul, așa după cum vă spuneam, pe cele două secțiuni avem un buget total de 113.149.18 lei, din care pe secțiunea de funcționare 48.936.55 lei, 43.25%, iar pe secțiunea de dezvoltare 64.212.63.56.75%. Un aspect pozitiv îl putem vedea în sensul că secțiunea de dezvoltare, pentru secțiunea de dezvoltare, s-a alocat o sumă mai mare decât pentru secțiunea de funcționare. Dacă analizăm în detaliu secțiunea de funcționare, vedem că veniturile sunt constituite astfel. Venituri proprii, 17.009,49 lei. Aici, niște venituri, zic eu, sensibil mai mici decât în anul 2020, care au fost de 17.166,99 lei. Conte și sume defalcate din impozitul pe venit 16.264 lei. Sume defalcate din TVA 13.067 lei. Subvenții de la bugetul de stat 1.180 lei. Transferul 5.402 lei. Fondurile veniturilor în bugetul local, la secțiunea de funcționare, reprezintă veniturile proprii, și acesta este un lucru pozitiv, 17.009,49 lei, în procent de 34,75%, urmată de fondurile și sumele defalcate din impozitul pe venit, în sumă de 16.264 lei, 33,23%.
Un aspect pozitiv este faptul că la documentație este anexată adresa NAF, pe care sunt aprobate aceste venituri. Veniturile proprii sunt reprezentate, în principal de către veniturile din proprietate, în procent de 25,21%, impozite și taxe pe clădiri 19,15%, taxe speciale 17,16%. Nu mai dau citire sumelor, am făcut procentul ca să ne întrebăm. Negativ este faptul că, deși marea majoritate a veniturilor proprii au înregistrat o creștere a realizărilor în anul 2021, constatăm o scădere masivă a realizărilor comparativ cu 2020 la veniturile din proprietate. Am încasat 4.289.09 lei față de 7.990.76 lei, o diferență de 3.761.67 lei, reprezentând 46,32%. Aici știu că provine de la OMV și aș avea o întrebare. Care este motivul pentru care OMV-ul nu s-a achitat de taxe, impozite și concesiuni? O să încep să vă răspund chiar la ultima întrebare. În urmă cu 3 ani am încheiat o tranzacție cu cei de la OMV Petrom pentru despăgubirea pe care ne-au plătit-o pentru locuințele vândute în cele 3 blocuri care au fost concesionate pe perioadă, terenul a fost concesionat pe perioadă de 25 de ani și urma ca la sfârșitul concesiunii să ne predea bunurile. În urma unor discuții am ajuns la o mediere, am ajuns la o tranzacție aprobată în Consiliul Local și au fost eșalonate acele plăți pe o perioadă de 3 ani. În anul 2021 s-au terminat cei 3 ani, că a fost 2018-19-20 și nu e nicio sumă neplătită de Petrom, de către Petrom către primărie la ora actuală, ci s-a terminat acea tranzacție. Valoarea de la a treia tranșă a dus mai mult în anul 2020 față de anul 2021. Privitor la ceea ce a spus despre buget, de apreciat ceea ce ați specificat și în mod pozitiv, zic eu, și din partea dumneavoastră a consilierilor și a noastră a executivului, pentru faptul că astăzi avem un buget de dezvoltare de 56%. Sau 56%. Aproape 57%. Vă amintesc aici, mai ales domnilor consilieri din mandatul trecut, că în 2017 aveam un buget de dezvoltare de 13%. Nu era o axă de finanțare, nu am produse niciun ghid în sesiunea de finanțare 2014-2020, dar iată, au apărut axe de finanțare. Au apărut proiecte cu finanțare de la bugetul național. Am mai intervenit și cu cele din bugetul local. După ce în 2019 am avut 40%, astăzi ne găsim la 57%. Vă spunem că nu multe primării din județ se pot lăuda cu așa ceva chiar și din țară. Mai mult decât atât, în zilele trecute se discuta la nivel de Consiliul Județean de alocarea unor sume către primării din sume defalcate și pe drumuri. La drumuri, clar, nu avem de primit, pentru că localitățile urbane au în administrare și drumurile județene și naționale, drumuri locale s-au dat la comune. La sume defalcate, aceeași decizie au luat consilierii județeni să aloce aceste fonduri către comune. 5-600 de mii de lei pe fiecare comună, 400 la, indiferent de partidul politic din care face parte o comună, tot a primit o sumă defalcată de la buget și pe drumuri. Mai puțin localitățile urbane. N-am fost de acord, am și reproșat ieri la o discuție la Consiliul Județean, pentru că acești bani se duc la comune pentru plata salariilor și a utilităților, iluminat public, ce mai are de plătit. Pe când la o comunitate urbană care are un buget de dezvoltare de 57%, așa cum este municipiul Măinești, singurul din județul Bacău care are asemenea buget de dezvoltare, vă spun că e o jignire, mi-am spus celor de la Bacău, să încurajeze plata salariilor și să nu încurajeze dezvoltarea. Consideram că orice s-ar numi urban sau comunal, rural, merita o sumă cât era de mică și pentru localitate precum Măinești.
Așadar, e hotărârea Consiliului Județean. Le-am mulțumit inginerilor și colegilor mei din partid și celor de la Consiliul Județean, pentru că nu a fost o alocare corectă. Trebuia să facă o ierarhie, în primul rând, a celor care au proiecte cu finanțare europeană, proiecte atrase, la care e nevoie de cofinanțare și de plata cheltuielilor neeligibile. Spuneați de încasări la nivelul anului trecut, la venitul proprii. Vă pot spune că am depășit procentul inițiat la începutul anului și asta denotă activitatea colegilor din aparatul de lucru. Mai sunt multe de recuperat, în special pe taxa de salubrizare, pe acele plăți pe care nu le-au efectuat contribuabilii noștri la impozite și taxe locale. Avem servicii executări silite, sper eu ca și în acest an să recuperăm o parte din acești bani. Avem o problemă cu cei care sunt insolvabili, ajung după 7 ani de somații și tot felul de demersuri pentru a recupera banii. Am ajuns în instanță cu o groază de dosare, au primit o sentință pentru a efectua ore de muncă în folosul comunității în valoare de banii pe care i-au avut de plătit ca și amenzi. El a latitudinea acele persoane să vină la muncă în folosul comunității sau să se întoarcă înapoi să se transforme în amendă. Fiind neavând venituri, devine insolvabil acei bani primăria îi pierde. Ne-am făcut treaba pentru că am fost întrebați de curtea de conturi dacă am întocmit aceste demersuri, le-am întocmit, dar e păcat că nu există un act normativ prin care să forțeze și prin alte împrejurări ca aceste persoane să execute muncă în folosul comunității atunci când nu au bani să-și plătească datoriile. Vă spun că nu a fost ușor să închidem bugetul pe acest an, să-l realizăm așa cum vi l-am spus, pentru că sunt destule sume pentru cofinanțări, destule sume pentru lucrări neeligibile pe proiectele pe care le avem în derulare și o mulțime de sume care se vor regăsi de vizele pe care ni le vor aduce constructorii privitor la recalculare a materialelor conform ordonanței apărute la sfârșitul anului trecut. Vom vedea dacă vom fi forțați de împrejurări să ne plătim aceste datorii către constructori care își fac treaba să ajungem la un nou credit. Amintindu-vă că suntem la un grad de datorare de 8,5%, permițând legea un grad de datorare de 30% și chiar de 70% atunci când sunt proiecte cu finanțare europeană și nu ai cu finanțări. Am făcut demersul la Minister, la Ministerul de Finanțe sunt adrese pentru a ne ajuta cu aceste sume. În momentul de față avem prevăzut de cât de cât în buget la rectificări de următoare, să nu fiți surprinși că nu o să trebuiască să relocăm sume pentru a plăti datoriile către constructori și mă refer aici la cei care chiar își fac treaba. Și ați văzut că au demarat proiectele pe mobilitate, în curând pe piața de la Lucăcești și Ștran, pe Bazin de Nord. Așadar, proiectele sunt în derulare, cine are un să-l vadă de cine nu, nu e ușor de gândit. Mulțumesc. La câteva cuvinte aș mai dori să adaug. Deci, în ceea ce privește cheltuielile secțiunii de funcționare, sincer, eu mă așteptam ca cheltuielile de personal să fie undeva pe 50%. Constat că cheltuielile de personal sunt de 49,16%, bunuri și servicii 33,56%. Nu vă ascund că am discutat cu domnul primar la un moment dat în ceea ce privește cheltuielile de personal și a fost o concluzie, zic eu, reciprocă, faptul că, într-adevăr, la primăria Mânești, salariile sunt mult mai mici față de la alte primării din județ și există o intenție de a majora aceste venituri. În schimb, o să vă și dumneavoastră că a apărut ordonanța 130 din decembrie, care a blocat acest lucru. Un aspect negativ, l-am constatat eu la încasarea taxei de salubritate, unde în anul 2021 am încasat suma de 2.919,43 de lei față de 2.653,24 în 2020. Totodată, la 31-12, noi am înregistrat plăți restante pe anul 2021
în sumă de 768.165,35 lei, mii lei, plus o factură care a pus cadență în luna ianuarie, de 275.402 lei. Deci, în total, 1.044.267,49 lei. Am vorbit cu doamna Dorbeanu și am înțeles că o parte din aceste facturi au fost achitate. Până la această dată este achitată integrală de standard, cea de 760 și ceva de lei. E bine. Doar factura care avea cadență în luna ianuarie a rămas neplătită și o acumulată. Așa, am mai înțeles că nu mai avem nici alte facturi restante de achitate la 31 august. Absolut. Acesta este un lucru foarte bun. În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, cum spuneam, o sumă totală de 64.212,63 lei, ce reprezintă 56,75% din totalul bugetului de venituri și cheltuieli. Această sumă provine din subvenții de la bugetul de stat, 13,63%, și subvenții de la Uniunea Europeană, 49.605.000 lei, care, din punctul meu de vedere, este onorabil acest procent pentru salariații, pentru și pentru domnul primar, care au depus eforturi pentru a aduce aceste fonduri la Uniunea. Repartizarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare se prezintă astfel. Servicii de dezvoltare publică, 64.92%, un lucru pozitiv. E punerea de partizări de servicii de dezvoltare publică. Asigurări și asistență socială, 16,61%, învățământ, 14,44%, sănătate, 4,34%. Totuși am constatat pe secțiunea de dezvoltare niște domenii de activitate care nu au fost bugetate sau au fost bugetate puțin. Apărare și ordine publică, n-am văzut bugetare acolo. Pe dezvoltare. La cultură, 62.000 lei, protecția mediului, la fel. Cred că la rectificările următoare vor ajunge bani și altul. În ceea ce este bugetul creditelor interne, eu am calculat datoria publică la venituri. Știm cu toții că se face media veniturilor pe ultimii 3 ani și se împarte la datoria publică reprezentând dobânzi și rate și mi-a dat un grad de îndatorare de 8,37%. Vă mulțumesc și felicitări tuturor celor care au lucrat la buget și sper să reușim să ne achităm datoriile pe componenta de funcționare a noastră. Mulțumesc! Da, doamnă, o scurt de intervenție. Da, mulțumim încă o dată pentru aprecieri. V-am zis că a fost un efort atât al aparatului de lucru și al meu personal. Dar, privitor la acea datorie rămasă, la salubrizare, se datorează în parte și restanțelor la încasare, fiind perioada de pandemie, știți că nu a fost voie, nu s-a permis realizarea executărilor civile. Cetățenii au avut cheltuieli majore și cu pandemia, sperăm să înțeleagă să revină și să-și plătească datoriile și prognoza noastră este că taxa de salubrizare a fost puțin majorată, e vorba doar de 2 lei în plus la lună, pe persoană, nu e o sumă atât de mare pentru, e un efort atât de mare de partea unor familii, pentru că zilnic aceste mașini sunt în oraș cu dotarea necesară. Mai mult decât atât, am vorbit un recensământ, poate la unii dintre noi s-au și ajuns la domiciliu, în special la cei care stau la case, pentru că acum trecem și la bloguri. S-au constituit acele echipe din cadrul aparatului de lucru al privatului, au mers pe teren, au investigat la evidența populației, la Direcția de Asistență Socială, la Starea Civilă, a decis fabricul, în orice împrejurare, la subvenții, de a identifica toți cei care beneficiază de aceste servicii de salubrizare. Și pot să vă spun că sunt deja, nu pot să vă dau numărul exact, dar sunt destule persoane identificate care stăteau în umbră și nu stăteau cu noi. Mai mult decât atât, am avut în acea hotărâre
pe care am aprobat anul trecut când am modificat taxa de salubrizare și faptul să impunem la plată acele firme care vin, lucrează în Măinești pentru diferiți operatori economici și aici vreau să menționez că fac excepție cei care lucrează pentru proiectele primăriei, că este și interesul nostru să nu ne pună în factură numai acele bani, să plătească și dumneavoastră noi și eu un exemplu acum de câteva zile cu cei care lucrează la viitorul Kaufland, sediul Kaufland și celelalte, au venit și au plătit datoriile. Ei, suma adunată, sperăm ca la sfârșitul anului să nu mai avem această datorie, dar așa cum spunea și dumneavoastră domnul consilier, este lăudabil că ca să termine anul fără nicio datorie la celelalte facturi de utilități, de furnizări, de materiale, de orice, la plata personalului, normă de hrană și ce mai este impus. Nu fiecare an mi s-a întâmplat lucrul ăsta, dar iată, anul trecut am reușit acest lucru. Eu sper să găsim și pe parcursul anului surse de finanțare, să acoperim ceea ce astăzi nu este acoperit în buget, pentru că au rămas, ați văzut și ați menționat acum câteva minute, că sunt, într-adevăr, sume care nu sunt acoperite la anumite proiecte. Mai se vinde spațiul de la Lucăcești, sunt deja 4 persoane care au cumpărat caiete de sarcini. O să mai propun ceva la diverse. Sper eu că acele sume să ajungă acolo unde trebuie să nu întrerupe niciun proiect care este în derularea. Mulțumesc, domnul primar. Dacă mai aveți discuții, vă rog frumos. Dacă nu, să urmăm procedura de vot. Sper că până noi vom ajunge în stadiul de licitație pentru
de asfalt și regularizarea acelui vărău și lucrările de apă și frana să fie gata să se fie finalizate pe această stradă. Da, mulțumesc, domnul. Da. Să trecem. Deci, dacă nu mai aveți discuții, vă rog, întrebări, să urmăm procedura de vot, vă rog.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Românești, numărul 145 din 17 septembrie 2020, privind aprobarea nominatorului stradar al municipiului Românești, județul Bacău. Aviz Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții dacă aveți. Să urmăm procedura de vot, vă rog. Deci, proiectul de vot cu unanimitate de voturi 19. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situate în municipiul Băinești, strada Tudor Bădinescu, bloc a 7, județul Bacău. Aviz Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică? Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Dacă aveți întrebări, vă rog, vă rog, domnul consilier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, la acest proiect de hotărâre aș avea un amendament. S-a aprobat concesionarea, dar se licitație publică. Dacă doriți, vă fac și argumentarea juridică. Și articolul, pentru că articolul 15 litera E de legea 50 privind autorizarea lucrărilor în construcții, nu poate fi aplicat în cazul acestui proiect de hotărâre. Și eu nu cred că există o problemă cu omul să concesioneze pe licitație publică, nu se duce nimeni să licitezi împotriva lui pe suprafața aia de 4 metri pătrați. Însă și proiectul spune că acest teren se află este adiacent de construcții, care construcția este reprezentată de către blocul a 7. Articolul 15 litera E dă dreptul fără licitație proprietarilor construcției. Solicitantul este proprietarul locului a 7, construcția este locul a 7, iar prin apariția ordonanței Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, care a aprobat și ordonanța Guvernului 56/2004 privind recursul juridic al contractului concesiune, deci în prezent codul administrativ este unica lege care reglementează instituția concesiunii. Și atunci codul administrativ a apărut după legea 50/1991 și are o prevedere acolo care spune că orice prevedere contrară se aprobă. În același timp, în 1991, legiuitorul nu s-a gândit la adoptarea legii 50, că ne vom confrunta cu asemenea situații, construirea unui balcon adiacent unui apartament la parter. Eu mai am o mulțime de argumente juridice, pentru că articolul 312 ne spune foarte clar că concesionarea se efectuează numai prin licitație. Și la articolul 315 este o singură excepție de la articolul 312 privind concesionarea prin prevințare directă, dar numai în favoarea regiilor autonome sau societăților comerciale din subordinea sau în coordonarea primăriilor. Vedem cu toții că la articolul 297 din OG57 este reglementată exercitarea dreptului de proprietate publică asupra zonelor localității, iar la articolul 362 este reglementată instituția exercitării dreptului de proprietate privată asupra zonelor. Și atunci noi trebuie să ne conformăm articolului 362. Deci eu spun că nu este nicio problemă dacă concesionarea teren prin licitație publică, altfel
ar însemna ca noi să adoptăm o hotărâre de Consiliul Local care să excedă prevederilor legale și să dea un drept real unei persoane, ceea ce nu este conform cu legii. Vă mulțumesc! Domnul, am spus, puteți să ne dați la bunățeanța domnului consilier. Eu nu sunt specialist în domeniu și nu pot discuta lucrurile astea de, cum să spunem, articole. Dar dacă proprietarul de acolo, este proprietarul apartamentului, eu am citit și eu proiectul de legi. Cu toți l-am citit, nu văd de ce să participe la o licitație, având e ceva de consimț aici. O să vină altcineva să facă un balcon în față. Deci chiar dumneavoastră, vă rog frumos să vă întrebați, da? Dumneavoastră ați spus aici, legea se tot adaugă, pentru că articolul fiind greșit. Deci, e hotărârea noastră, vă bănuiesc, dar mi se pare ceva firesc. Nu știu, eu nu vorbesc la pisată, dar vă rog frumos, ce le-am... Doamnă secretară, ați spus punctul de vedere. În primul rând, cred că trebuie să aplicăm legislația unitară. Acesta nu este un primul caz de la Apariția Comunului Administrativ. Mai avem adăptate în hotărâri de Consiliu cu această suspență. În al doilea rând, dacă am urma procedura invocată de domnul consilier Margine, suspență licitația, obligatoriu va trebui ca acea licitație să poată fi finalizată, să fie depuse două oferte conform. Da? În condițiile în care chiar domnul consilier susținut, nu va veni nimeni să liciteze, nu va putea fi adjudecat niciodată să terenul de acolo. Mai mult decât atât. Un an în urmă, acest cetățean a făcut o solicitare arhitectului șef în vederea realizării acestei concesiuni. La acel moment, vedeți că suprafața este foarte mică, este 4 metri pătrați. La acel moment a primit un aviz negativ. Sau mai bine zis, un aviz pozitiv, dar cu precizarea că acesta va trebui să se înscrie la, ca și aliniament cu balcoanele care sunt edificate deasupra acestui apartament. Și dacă din cei 4 metri pătrați avem în vedere faptul că mai există și o grosime a zidurilor, dumneavoastră, pe trec perimetru construit, dar vedeți că suprafața efectiv copilă o să aibă acest comun de la 3 metri pătrați, deci nici măcar o logic ce balcon vorbim. Prin urmare, aceasta a fost punctul de vedere a, și de așa s-a promovat acest proiect de hotărâre și acesta a fost punctul de vedere a compartimentului de specialitate respectiv direcția economică și direcția urbanismului. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți alte întrebări, vă rog frumos. Dacă nu, vă rog să luăm procedura de vot. Deci, în proiectul votăm în faza inițială propusă de administrație. Vă rog. Deci, proiectul a trecut 18 voturi.
Deci, amendamentul dumneavoastră a fost respins. 110 voturi. Nu am apăsat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al municipiului Mănești, județul Bacău. Aviz Comisiei Economice, vă rog. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, vă rog frumos, dacă aveți. Dacă nu, să vă dăm procedura de legătură. Deci, proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea ființării Creștii Primii Pași, Moinești, ca serviciu public cu personalitate juridică. Da. De ce acest proiect pe ordinea de zi și de ce nu la o instituție de învățământ, așa cum am făcut în urmă cu ceva timp, am aprobat ca această instituție creștă să funcționeze pe lângă școala Ștefan Lucian, acolo unde este și o grădiniță cu program reușit. În luna decembrie, vorbim cu doamna inspector școlar general, ne-am comunicat că banii primiți de la guvern pentru subvenționarea cheltuielilor de personal și de funcționare de la crește au plecat înapoi la minister, pentru că la momentul respectiv nu a apărut metodologia de aplicare a acestei legi și nici astăzi nu este această metodologie. Mai mult decât atât, în ordonanță scrie clar că acești bani se pot finanța doar acolo unde există o instituție cu personalitate juridică. Astăzi, dacă mai stăm o lună și mai stăm 7 până vin acele norme metodologice de aplicare, dacă prelungim boala, o să avem aceeași situație, să cheltuim bani din bugetul local. Mai mult decât atât, această creșă a funcționat în aparatul de lucru al primarului municipiului Moinești și aș putea spune că nu am avut reclamații, nu am avut reproșuri, că nu funcționează activitatea la această instituție. Astăzi, doresc să mențin această instituție în subordinea Consiliului Local Direct, prin înființarea acestei instituții cu o personalitate juridică, pentru a primi acea finanțare, și nu e o finanțare care nu poate fi semnificativă, având în vedere că se alocă 15.000 de lei pe cap de copil protejat în această instituție. Vis-a-vis de cheltuielile pe care le avem acolo și primeam până în 10% cote din TVA, primind această alocare complementară pe cap de persoană care primește servicii în această instituție, zic eu că putem acoperi mare parte din cheltuieli, scăzând din bugetul pe care l-am cheltuit anul trecut, putem folosi acești bani în alte direcții. Așadar, cred că e momentul să votăm acest proiect și să și implementăm, să putem primi acei bani prin inspectoratul școlar. Vă mulțumesc. Deci, aviz Comisia Economică, vă rog. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, dacă aveți, vă rog, privați de acestui proiect. Dacă nu, vă rog să urmăm procedura de vot. Proiectul a trecut la unitate de voturi, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie română din municipiul Moinești pentru anul 2022. Aviz Comisia Economică, vă rog. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, vă rog. Să urmăm procedura de vot, vă rog. Pentru.
Deci, cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul comunității administrativ-teritoriale din municipiul Măinești a programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2022. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, vă rog. Să trecem la vot, vă rog. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor prin repartizarea locuințelor construite din ANR în municipiul Măinești, județul Bacău. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, pe marginea proiectului, dacă aveți, vă rog. Să urmăm procedura de vot, vă rog. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea planificării tarifelor aferente prestării unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală de către operatorul 10 SOMA SRL Bacău. Aviz Comisia Economică, vă rog. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Dacă aveți întrebări, discuții, vă rog. Să urmăm procedura de vot, vă rog. Deci proiectul a fost adoptat cu 18 voturi și o abținere. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 143 din 28 a 10-a 2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a avizului general estimativ pentru obiectivul de investiție de abilitare de pot în municipiul Moinești. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă aveți întrebări, discuții, vă rog. Vă rog să luăm procedura de vot. De la intersecția cu strada Schelei,
se lucrează în spate la Edila, în zona de acolo, și dimineața am fost, m-am demolat câteva copertine construite din plase de Buzău, felul de fel de table de acolo, s-au desfințat câteva zone verzi, să spun, vor fi refăcute tot zone verzi. De luni vor începe lucrările aici pe zona dintre liceu și spital, urmând după aceea zona din zona Catedralei Sfântul Neculare. Am discutat dimineață și cu cei care au câștigat licitația de la Piața Bazar de la Lucrăcești, undeva în jurul datei de 3 martie, poate chiar și mai devreme, dacă vremea ține, vor demara lucrările și acolo, poate până la sfârșitul anului, va fi gata și vom reuși să mutăm acea parcare, acea piață bazar din zona urbană, din zona centrală, în cartier, acolo unde sunt parcări, stații de microbuze, stații de taxi și așa mai departe, să poată funcționa așa cum este bine în noi bazar. La strană, deja am stabilit poziționarea acelui bazin de not didactic. Au termen până în luna mai să termine proiectul tehnic, dar proiectul tehnic este standard, dar să fac adaptările pentru terenul din acea zonă. O veste bună, vă spuneam că există un ofertant la proiectul de masă, plan de apă și canal, mult așteptat de multe cartiere din zona municipiului Moinești. Stadionul municipal, avem un proiect și acolo, când va părea ceva mai... ceva care nu prea credeam că se poate realiza chiar și eu, dar iată că astăzi ne-au comunicat cei de la CNI să le trimite procesul verbal de recepție finalizarea demolării acelei clădiri post-vestiare, acelei tribune din partea dreaptă. Spuneam că până vineri vor fi gata, vom face procesul verbal de recepție, înaintăm la CNI și pornește procedura de licitație și pentru realizarea acelei baze sportive, un teren de fotbal, stadion nou, un teren de mini-fotbal și o clădire cu vestiare, grupuri sanitare și birouri. Zic eu că sunt proiecte care vor aduce plus la sport, la cultură, la piață, la comerț, la bazin de not și ce aveam în portofoliu. Spuneam la buget că nu ne ajung banii pentru ceea ce ne-am propus pe anul următor, pe anul acesta și anul următor. Și cu ceva timp domnul a venit în fața dumneavoastră cu acea solicitare de a realiza evaluarea la acea clădire din strada Capitan Zădănescu, unde a funcționat Direcția de Asistență Socială și care avea două variante. Ori demolarea, ori vânzarea, să vină un investitor să facă ceva bun acolo. Iată că astăzi sunt 4 caiete de sarcini cumpărate, până la ora 4 este data și ora limită de depunere a ofertelor. Sper ca cei care au luat caiete de sarcini să vină și la licitație, să obțin acei bani care au rezultate de valoare și să-i folosim acolo unde este locul pentru dezvoltare. Veneam tot cu evaluarea acelui cămin din spatele liceului Grigore Popăcescu, care știți cum arată, urmează ca pe parcursul săptămânii să ajungă evaluatorul care va evita acea evaluare și urmează să stabilim un consiliu local și pașii următoare. Astăzi vin cu o nouă propunere în fața dumneavoastră, o propunere care cred că o să vă surprindă pe unii, dar spun eu că e ceva de viitor pentru municipiul Moinești, pentru că am participat bine la întâlnire la CNI cu doamna director Maniela Bătrășcoiu, cu cel care se ocupă de procedurile pentru acea secție sanatorială pe care o face INMRFB aici la Moinești, în clădirea pe care le-am dat-o prin hotărâre de guvern. La momentul ăsta, toate documentele sunt depuse, le evaluează cei de la urbanism, dar ne-am comunicat că nu ar fi probleme, urmând să ajungă în Comisia Tehnică de la CNI, după care pleacă la Minister pentru Ordinul Ministrului în Comisia Tehnică de la Minister, urmând să se toarcă la CNI și să punească procedura pentru caietul de sarcini și licitația de PPH și execuție la banchet. Sper eu să meargă mult mai repede decât celălalt de licitații de la CNI. Totdeauna am spus că nu sunt de ajuns persoane care se lucreze la achiziții să pună în valoare toate proiectele de la CNI, dar sper să facem demersurile necesare împreună cu directorul de la INMRFB, domnul dr. Augustin Dima, să pornească cât mai repede acolo.
Și aici vorbim de acea zonă, acea clădire cu 4 etaje din partea de sub, să zic așa, dinspre Sevecom, care e constituită din corpul A, C și A și C, atât cel din față, cât și baza de tratament din spate. Erau discuții și avem o hotărâre de Consiliu prin care celălalt corp, corpul B, este dată la momentul ăsta la ANL pentru a realiza locuințe pentru medici sau specialiști. Am fost la nou director de la ANL, am fost și la directorul tehnic de la ANL. Vă pot spune că nu este nicio sumă alocată nici pentru studii de fezabilitate, nici pentru proiect tehnic, pentru absolut nimic, pentru plătiri noi la ANL la această oră. Avem două blocuri în Plăcești, începute de 3 ani, la care cu greu s-a pornit din lucrările pe 1 februarie la cel din dreapta la acoperiș, cel din stânga stă la stadiul de toamnă. Și acolo sunt puțin reticenți la alocarea sumelor din acest an pentru finalizare. Plus că s-au scumpit materialele, știți cu toții, trebuie la fiecare deviză de calculare și introducerea acelor sume suplimentare pe materiale, darea Dumnezeu să determine în termenul prelungit, nu în termenul care trebuia să fie gata acum un an și ceva. Așadar, această clădire care astăzi este dată la ANL, nu va fi de contur nici la anul ăsta, nici măcar pentru un studiu de fezabilitate. Așadar, voi veni ședința următoare cu retragerea de la ANL a acestui obiectiv, a acestui corp B, este dezmembrat din corpul, din întregul care este dat acum la Ministerul Sănătății și vă propun și acolo o evaluare pentru realizarea unui hotel în municipiul Măinești, cu restaurant, cu parcare la demisol și cu tot ceea ce trebuie ca să funcționeze, având în vedere că la această bază de tratament, astăzi nu există un restaurant. Sunt 82 de locuri de cazare, cu o sală de mese, cu aprovizionare de tip catering. Credem că un restaurant și încă o bază, încă o zonă de cazare pentru această zonă în care pot merge pacienți la secția sanatorială și din exterior. Sunt două intrări proiectate în această clădire, unul pentru intern, pentru cei care sunt cazați în secția sanatorială și o altă intrare pentru cei care doresc contracost să vină să facă tratament în această bază. Așadar, un hotel în apropiere te servește nu numai oraș atunci când este nevoie, ci și pacienți care pot veni să stea în hotel pe cont propriu, să facă tratament la această bază și să facă și să aibă și un masă la un restaurant. Așa poate prinde contur această clădire care altfel n-ar avea viitor. Vă spun că din punct de vedere turistic, pe lângă această secție sanatorială ce ne dorim traseie către Cetățuia, nu știu dacă ați văzut, de curând a apărut câteva detalii despre acea zonă unde numită Cetățuia. Doresc să o punem în valoare să devină un punct de atracție turistică. Cei de la Consiliul Județean, împreună cu domnul George Găman de la aparatul de lucru al primarului, deja au apucat de traseie către trasee bai și pietonale către această locație. Mai mult decât atât, am o veste bună vis-a-vis de muzeul din zona școlii Ștefan Lucian, clădirea din fața BCR, cea care este monument istoric. Avem acolo un darin valoare de 8 milioane de ron pentru realizarea acelui muzeu. Am demarat deja discuții pentru recalcularea devizului. Am purtat o discuție chiar și ieri cu președintele Consiliului Județean. Pe ordinea de zi, de mâine, de la Consiliul Județean, este o asociere cu municipiul Măinești, cu o valoare de aproximativ 2 milioane de euro, o asociere cu proporție de 90% participație de la Consiliul Județean și 10% de la Consiliul Local. Iată o colaborare cu Consiliul Județean, dacă nu ne-au finanțat cu nimic la sumele valcate din bugetul
primit de la guvern, am găsit soluția unei asocieri, având în vedere finalizarea lucrărilor la asocierea pe care o avem în acest moment cu Spitalul Municipal de Urgență pentru realizarea blocului operator. Aceste lucrări se vor finaliza probabil în luna martie, numai bine, pe o perioadă de 2 ani vom întocmi această asociere, vom realiza această asociere și 2 milioane de euro vor veni în comunitate pentru realizarea acestui muzeu. Așadar, vă consult și vă cer și aprobarea să demarăm această evaluare imediat după ce vom avea și hotărârea de Consiliu de retragere a acestei clădiri de la Agenția Națională de Locuințe. Dacă sunteți de acord, chiar vă rog să dați un vot să demarăm procedurile, da? Vă rog, cine este pentru? Putem da un vot liber. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Dacă mai aveți, vă rog frumos, alte probleme adverse, vă rog domnul Vasile. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, am citit pe site-ul Ministerului de Drept. Mai aproape de microfon, dacă se poate, ca să vă audă toată lumea. Am citit pe site-ul Ministerului Dezvoltării că anul acesta achiziționează 13.200 de stații din încărcare pentru autovehiculele electrice. Având în vedere prioritățile de mediu, v-aș propune să avem în vedere în 2022 un proiect de hotărâre în care și noi să achiziționăm 3-4 stații de încărcare. Am urmărit, am văzut că o stație de încărcare costă undeva la 6.000 de euro. Nu este o investiție atât de mare. Și în afară de asta, am urmărit de la celelalte municipii din țară, care ulterior au venit și cu încurajarea cumpărării de către populație autovehiculilor 100% electrice, în speță pe scutire de taxe de parcare și pe scutire de impozit la autovehiculile 100% electrice. Eu zic că, având că investiția nu este atât de mare, pe mediu putem încuraja și dezvolta acest aspect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Să știți că nu am stat degeaba și există această preocupare. Dar cum există această preocupare? Zilele trecute am făcut o notificare către două marketuri mari din Moinești. Una la Lidl, pentru că doresc o modificare a spațiilor de parcare a fericioarelor și acolo, au venit cu o solicitare. Le-am întocmit adresa și certificatul de urbanism pentru acest lucru, dar i-am invitat la discuții și am purtat deja o discuție telefonică. Cei de la Lidl, pe lângă două stații de încărcare pe care le vor face în parcare, vor aduce și un bancomat sau cum se cheamă acela de contare, să spun într-un fel, a deșeurilor reciclabile. Referitor la bidoane, cutii de sucuri de bere, este la Kaufland la Comanet, dacă ați văzut la intrare, pentru că fiecare persoană care va depune acolo un recipient, va primi un bon și va avea o reducere la cheltuieli. Face acest lucru la ora aceasta, Lidl. În autorizația pe care o va primi Kaufland, știți că toți se demorează acum acolo, urmează procesul verbal de recepție, urmează certificatul de urbanism și autorizația de construcție. Dumnealor îmi spun că în scurt timp vor deja au proiectul tehnic lucrat, vor solicita certificatul de urbanism, dacă nu l-au deja certificatul, pentru că trebuie să aducă documentații de cadastrare, de extrație de carte cu cea actualizată. Și acolo, același lucru le-am cerut de cere în autorizație, două stații de încărcare mașinilor electrice și încă și acel dispozitiv pentru materiale reciclabile. Alte două stații de încărcare vor fi introduse în proiectul pe mobilitate 2, cel pe care îl realizăm pe drumul național, unul în zona Pecopetrom, unul în zona Pecorapă din Cerea. Așadar, vor fi 6 stații care vor fi administrate de noi două, restul de ceilalți. Pentru asta ne impunem persoană cu toate așa. Iar cheltuielile pe fondul de mediu care se realizează azi, e o valoare de 190.000 de euro.
dar din bani, din buget propriu, ar trebui ca noi să ducem o putere instalată în locația respectivă, în parcarea respectivă, o putere care ar costa mult mai mult decât 190.000 de ron ce astăzi ne finanțează de acolo, iar cea mai ieftină stație care să poată fi montată, vorbim de o stație de încărcare rapidă, nu să stea un an pe o mașină acolo, costă cel puțin 250.000 de ron. Este de la Ministerul Mediului lucrul ăsta, nu de la mine, să știți. Așadar, dacă avem posibilitatea cu cele două marketuri și cu proiectul de finanțare europeană cu cele două stații pe traseul drumului național, eu zic că sunt de ajuns la momentul ăsta așa să stați în mulțumesc. Dacă știu, dacă mai are ceva de versiun? Da. Încă o mențiune. Având în vedere numărul redus de persoane care se vaccinează astăzi la centrul de vaccinare din Moinești, nu au trecut de 10-12 persoane, rare ori au depășit acest număr, am solicitat DSP ca acest centru să fie închis, având posibilitatea medicii de familie să facă să realizeze aceste vaccinuri. E permis la această oră. De tot la cabinetele medicilor de familie se realizează vaccinarea cu Johnson. Dacă reușesc cu Johnson, sigur reușesc și cu celelalte, cu Pfizer și celelalte care mai sunt. Am solicitat scris DSP, am solicitat scris toți medicilor de familie dacă au disponibilitatea să realizeze acest lucru, începând cu data de 15 martie. Mai mult decât atât am discutat cu directorul DSP și domnul a fost de acord cu acest lucru, pentru că la această oră se cheltuiesc sume suplimentare, nu numai pe salarii de cele care vin de la DSP, noi plătim noi, dar și pe utilitățile care sunt, se realizează acolo. Mai mult decât atât, parterul acelui sediu al centrului social era folosit până mai ieri pentru acea grădiniță socială, acel centru social pentru copii. Astăzi avem un nou proiect. Am dat acea locație exact în acel loc și trebuie să demareze activitățile și în acest punct de vedere. Așadar, urmați pe cei care vor să facă vaccin, începând cu data de 15, să meargă la medicul de familie. Este menționat că aceste vaccinări nu se pot realiza în timpul programului de lucru la cabinet. Deci se execută după finalizare pentru că sunt remunerați atât medicii cât și asistentele pentru orice vaccin. Având în vedere faptul că prin hotărârea Consiliului Local numărul 3/2021, noi am adoptat în Consiliul Local schimbarea temporară a destinației centrului de zi pentru copii și transformarea acesteia în centrul de vaccinare. Aș dori, din partea dumneavoastră, să vă exprimați disponibilitatea privind retragerea acestei schimbări temporare de destinație. Bineînțeles, acesta este un vot de principiu. Dacă DSP va răspunde favorabil solicitării noastre de încercare a acestui centru de vaccinare în acea locație, motivat de faptul că în acest moment avem trei proiecte în implementare. Programul Pro-Comunitate, programul de combatere a sărăciei și asigurarea incluziunii sociale, care se suprapun toate peste programul de PEPOR, peste proiectul de PEPOR cu reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială, sediul care trebuie predat constructorului în integralitatea sa, suntem în imposibilitate de a duce la în sfârșit aceste clauze ale noastre care sunt prevăzute în contractele de finanțare pe cele trei luni. Deci dacă sunteți de acord... Dacă sunteți de acord cu propunerea domnului secretar, vă rog, cine este pentru? Potrivă? Abține, mulțumesc. Dacă mai aveți alte probleme, dacă nu, declarăm ședință.